2023 a fost primul an în care organizația de management al destinației Mamaia Constanța a funcționat începând cu jumătatea lunii iulie. Chiar și așa, scopul a fost atins, atât în ceea ce privește cifrele raportate la final de sezon, dar și în ceea ce privește activitățile de promovare pentru destinația Mamaia, care au adus o creștere a numărului de turiști în sezonul 2023. Pentru destinația Mamaia Constanța a fost raportat un număr de 418.138 de turiști români, până la 30 septembrie inclusiv. La aceștia se adaugă numărul turiștilor străini de 30.852, deci raportăm un total de 448.990. În aceeași perioadă anului trecut, în destinația Mamaia Constanța au venit 403.375 de turiști români, la care se adaugă turiști străini, 28.877. Astfel avem un număr total de 432.252 pentru 2022. Observăm o creștere a turiștilor români cu 14.763 și o creștere a turiștilor străini cu 1.975. A precizat George Mândilă, președinte al organizației de management al destinației Mamaia Constanța. În total este o creștere de 16.738 de persoane, adică 3,87%, mai informează reprezentanții OMD, care anunță și că în februarie 2024 vor fi anunțate cifrele pentru întreg anul. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța observă că raportarea Institutului Național de Statistică este superioară față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă că misiunea și obiectivele OMD Mamaia Constanța au fost atinse, la doar câteva luni de la înființarea organizației. Putem menționa pentru 2023 și numărul de înoptări, zile de cazare, pentru destinația Mamaia Constanța, care este de luat în seamă. Observăm o creștere în 2023 cu 27.943 de înoptări, adică 2,13%, mai exact în destinația noastră. Am avut în acest an 1.334.637 de înoptări, față de 2022, când numărul acestora a fost de 1.306.694. Acest fapt ne spune că business-ul în destinația Mamaia Constanța este în creștere, mai transmit reprezentanții organizației. În ceea ce privește sezonul viitor, OMD Mamaia Constanța pregătește o serie de proiecte ambițioase care să sporească atractivitatea stațiunii. Se va pune accent pe extinderea portofoliului de evenimente și pe derularea unei ample campanii de promovare pentru ca destinația Mamaia Constanța să devină atrăgătoare pentru o gamă largă de turiști. Înființată în primăvara acestui an, asociația își propune să deruleze o campanie amplă care să schimbe percepția românilor asupra experienței de vacanță pe care stațiunea o poate oferi și pe toate segmentele turismului de la Marea Neagră.